Așa arată porțiuni întregi de plajă de pe litoralul românesc înainte cu doar 3 luni până la deschiderea noului sezon estival. Plastic aruncat în voia întâmplării, mucuri de țigară și ambalaje de la alimentele consumate au ajuns pe nisipul de la malul mării. O simplă plimbare pe plajă ne arată că nu toți cei care ajung la malul mării au grijă de mediu, iar oamenii fac slalom printre gunoaie în căutarea unei oaze de liniște și relaxare. E cam multă mizerie. Cartoane, placaje de lemn, fel și sticle, da, sticle de plastic, hârtii. Totul pleacă de la educație. Printre sticle, peturi și doze de aluminiu, masca de protecție a devenit unul dintre cele mai des întâlnite și toxice deșeuri de pe plaje. Este un efect mai puțin cunoscut al pandemiei, asupra cărora voluntarii de mediu trag deja un semnal de alarmă și spun că situația este îngrijorătoare. Durata de viață a măștilor sanitare aruncate este de 450 de ani, iar asta le transformă în bombe cu ceas ecologice, mai ales în condițiile crizei climatice care afectează planeta de ceva vreme încoace. Aici sunt deșeuri care au fost monitorizate înainte de începerea sezonului turistic și după, în octombrie. Specialiștii atrag atenția cu privire la noile tipuri de deșeuri. Acestea sunt dăunătoare mediului și chiar dacă sunt biodegradabile, dispar în mod natural în sute de ani. În timpul pandemiei, măștile reprezintă o altă sursă de deșeuri care se vede nu numai peste tot, nu numai în oraș, peste tot, ci și în mare. Deci aceste deșeuri ajung și în mare și ca urmare, datorită dinamicii valurilor, ajung pe plaje. ONG-urile depun eforturi pentru a elibera plaja de gunoaie, indiferent de anotimp. În special în această perioadă de presezon estival, nici gerul de afară nu îi oprește pe voluntari din activitate. O zonă în care oamenii ajung foarte puțin și foarte rar, dar totuși iată că este plină de foarte multe deșeuri aduse de mare. Acestea nu sunt deșeuri care provin doar din România. Multe dintre ele am putut vedea pe etichetă că provin fie din nordul Mării Negre, fie din sudul Mării Negre. Sunt aduse practic de curenți, ajung în această zonă și rămân pe plajă. Nimeni nu le adună. Am găsit deșeuri inclusiv care nu sunt din România, care au etichete din Turcia sau din Ucraina, din Rusia. Sunt practic deșeuri care au ajuns prin intermediul curenților marini pe malul mării. Chiar și așa, statistica pare să fie mai bună față de anii trecuți. Potrivit studiilor, la sfârșitul lui 2020 au fost descoperite pe plajele de pe litoralul românesc 21.000 de deșeuri diferite, cu 12.000 mai puține față de raportarea din toamna anului 2019.